Vreau să nu bike vlog. Cum acesta e primul bike vlog pe geta mea Specialized Rockhopper 2015 pe zăpadă. Nu e cine știe ce zăpadă, dar e ok. Printr-o mică ieșire am de ajuns. Am încercat să caut mai multe drumuri care încă mai au lacă de zăpadă, cum ar fi acesta, asta o să se blocheze mai în față, unde o să ne și oprim. Vă rog să lăsați un mare like și un subscribe pentru tot ceea ce fac. Hai să ne băgăm o lacă pe aici și să încercăm să coborâm panta asta, facea să urcăm o lacă. Dăm drumul la frâne. E destul de frig, cam așa. Acum să ne întoarcem. Rău, cum ați văzut, mi-am cumpărat mai multe piese. O să pun videoclipul înainte cu piesele și după cu bike vlog-ul. Băgăm unul cu unul și urcăm destul ușor cu aceste cauciucuri. Nu depun niciun efort. Dar nici n-ar fi cu o pantă foarte mare. E ok. Cam acestea sunt mănușe care le-am cumpărat. Normal, ales pentru vară, dar nici dacă nu o să ne mai iau pe vremea asta, deoarece cu mănuși sau fără, tot cam aceeași frigă simt. Deci o să-mi iau mănușile de iarnă. Asta o să las pentru vară, pentru că au materialul ăsta gel și mă ajută foarte mult. Aici vine lumina cea mare. O am în spatele borsei de la așa. Aici sunt cele două lumini. Kilometrajul. O să să schimb, când o să vină vremea mai bună, să schimb și rulmenții. Văd că momentan nu mai scot niciun zgomot. S-o sperea că e fric și de asta. Și că... Și cam de asta. Și mă scuzat că n-am mai postat, dar... Uitați mai ce vreme e afară. Am încercat să mai mulți prieteni, dar niciunul. Nu vrea să iasă. Și aici să ajungem la suma de 800 de abonați. Vă rog frumos. Cât mai repede. Un singur minus am bicicleta asta. Când e frig, suspensia se întărește, fiindcă e pe aer. Dar nu cred că faci tu downhill pe timp de iarnă, sincer. Doar pe un drum ceva de genul și o lacă de asfalt. Mamă, ce câini sunt acolo la vale. Alei, 4 bucăți de câini, ciobănești, n-am nevoie de ei. Schimbăm pinioanele și punem forță în pedale. Merge și destul de ușor cu aceste cauciucuri. Mai ales că nu scoate niciun zgomot pe asfalt. Ara vechi, ziceai că merg cu tractorul. Hai să punem și o frână. Scălții puțin deoarece a fost la căldură și acum e la rece. Văd că spatele nu scălție. Și să facem oprire de la 20 km pe oră. Avem 20. Și am oprit. Dar scâinea la val și fac că nu m-aș duce. Ce zici, să mă duc, să nu mă duc? Parcă n-aș avea pe sincer. Așa, viteze schimbate. Eram în faia a doua. Mai țin minte când era foarte, foarte, foarte multe zăpadă aici. Au zis că și pe fundal tobele. Deja au ieșit băieții. Hai să luăm ăla că pe drumul ăsta. Facem motor mai lungă. Să o dăm pe câini. Că n-am chef. Să mă bugărați cât câini pe vremea asta. Deci nu e aici. Mâncatea lupul. Nu, mai bine nu bag. După aceea murdăresc unde țin bicicleta. Și n-am chef să spăl. Las. Care întoarsă. Facem kilometri. Cauciucurile astea au acum că am lăsit tripul. Și cauciucurile astea au, să vezi că nu văd, au
18 km. Minus 10 metri. Stai că vine o mașină. Și abicetul meu m-a cumpărat, vă cumpărat lumina, mănușile, rormenții, o lumină în spate și mai știu ce. Am cumpărat destul de multe. Dar scâine aici, parcă nu m-aș duce pe acolo. Hai să-i dau. Ce o fi, o fi. Lăsați-mi un mare like pentru ce fac eu acum. Sper să nu sară la mine. Hai să că frânele țin. Le fac o probă micuță. Hai că n-au cum să țină, că e un frig afară. Cred că n-au cum să încălzea asta. O leac cu o hoșteț și deja mă topesc. Hai că am parte de 6 de oră. Pune frână. Noi la maxim. Liber și dăm. Mamă, sunt de furca. Ce s-a de făcut, doamne. Aici avem stop. Îi dăm prioritatea și îi dăm. Scriem mai dacă puteți să avem pedală. Și cam acesta a fost bike vlog-ul de astăzi. Am cam vreo 6 minute. Vă rog să lăsați un mare like și un subscribe. Și ne vom vedea data viitoare pe o vreme mai bună.